Un bărbat care a câștigat 10 milioane de lire sterline la loterie spune că și-ar fi dorit să nu fi câștigat niciodată marele premiu. Numerele care i-au apărut în vis i-ar fi adus mai mult ghinion pe termen lung, explică bărbatul. Conform știri de Cluj.ro, Marc a visat numerele câștigătoare la loterie și a spus că și-ar fi dorit să nu fi câștigat suma care i-a schimbat viața din cauza luptelor interioare pe care le-a scos la iveală. Fostul șofer de camion în vârstă de 53 de ani și-a abandonat slujba chiar a doua zi după ce a câștigat suma uriașă, dar spune că i-a fost foarte greu să facă față noilor circumstanțe de viață, scrie Observator. Norocosul a declarat că suma de bani câștigată l-a îngrijorat și a provocat depresie, stres și frustrare. Mi s-a părut foarte greu și mi-a creat numai probleme. În ciuda câștigurilor uriașe, Marc a continuat să locuiască în casa lui modestă și nu a făcut nicio achiziție majoră, dar după 2 ani în care nu a vrut să cheltuie, a făcut cunoștință cu cineva care se pare că știa ceva despre bani. Marc a trebuit să plătească o taxă uriașă de 60.000 de lire sterline, ca respectivul om să îl ajute cu aspecte precum sănătate, relații interpersonale, afaceri și gestionarea finanțelor, conform Daily Star. Dar după ce a călătorit câteva luni cu fiicele sale și a decis să investească bani în proprietate, Marc spune că scumpul său consilier a refuzat să-i vorbească și i-a sustras aproape 1,5 milioane de lire sterline. Soldul bancar al bărbatului a scăzut la 6,2 milioane de lire sterline atunci când a lansat o luptă juridică împotriva consilierului. Disputa a fost soluționată de atunci în afara instanței. Cu toate acestea, povestea a avut un impact foarte mare asupra omului, conform știri de Cluj.ro.